Salutare tuturor! Un clip pe care o să vi-l dau astăzi la Uriaș German, prezentare, însă nu sunt toate fișele expuse. Am urcat aici un pic la etaj ca să vă arăt tot pavilionul și tot ceea ce conține această expoziție. Aici, în partea aceasta, avem păsări porumbei. Iar în partea stângă, exact unde mergem noi acum, avem iepurași. Foarte multe exemplare din toate rasele. Uriaș de Transilvania, berbec, fluture german, californian, vienez, uriaș german grifier, uriaș german gri, uriaș german alb, fluture, vienez și multe altele. Oricum, e o expoziție care, părerea mea, ar trebui să o vizitați. Cei care aveți posibilitatea, la Romexpo, pavilionul central, vă așteptăm cu drag astăzi, vineri, 9 noiembrie. Puteți să vedeți expoziția. Încă de la ora 12 am auzit că este intrarea liberă. Sunt foarte multe exemplare care merită vizitate. Odată cu aflarea fișelor și expunerea acestora, o să mergem să detaliem un pic rasa Uriaș German, pentru că este cea mai crescută rasă din țară. Am înțeles că sunt undeva la 250 de exemplare și trebuie să detaliem un pic și punctajele și dacă recunoaștem crescătorii, mai ales dacă îi putem găsi pe standuri încât să ne prezinte animalele, ar fi și mai bine. Încă se arbitrează. Este în lucru, fiind foarte multe exemplare, acestea durează și va trebui să lucreze la arbitrare. Revin cu partea a doua și aflarea rezultatelor la Uriaș German și, bineînțeles, o să mai urmeze și alte clipuri care o să include și alte rase. Numai bine! Salutare tuturor! Iată că s-au afișat rezultatele la iepuraș. O să începem cu prezentarea exemplarilor mele. Mi se pare normal să vedem rezultatele pe care le avem. Avem aici un mascul de 95,5, este masculul de la boxa 14. Este disponibil pentru cei care doriți. Mă puteți apela la acest număr. Codul QR la canalul meu de YouTube. O femela de martie, 95 de puncte. Aici avem femela de ianuarie, 95 de puncte. Juniorul meu și surpriza mea de anul acesta la mascul, fiul din campioană și mascul Marian Peri, 96,5 puncte. Un mascul care am avut încredere. Masculul de la boxa 13 de sus, cu care avem și cuib, 96 de puncte. Femela de decembrie, asta a fost exemplarul cu cel mai mic punctaj, este disponibilă, 94,5 puncte. Cam astea sunt exemplarele mele. Avem și exemplarul lui Fornel lângă, un mascul de decembrie, o femelă de decembrie, 96 de puncte, o preferată de-a mea. Aici avem tot femelă, cred, 95,5.
aici mascul de martie 96 de puncte, 94,5 la un mascul de decembrie care este și disponibil. Băieții de la Bucovina cu mine, Liviu Pintilie. Salut, Dan Popescu. Dan Popescu, scuze-mă, domnul Guliciuc. Mulțumesc. O să mergem să prezentăm fluturașii după ce, da, când vă văd mai liber. Da, sigur. Bine. Am încurcat pe Liviu, dar e și el pe aici. Oricum băieții sunt plecați la masă și de-aia îi așteptăm. Aici exemplare din coleg de asociație. Cred că exemplarele lui Maria Mirea. 95-5, 96-5, masculul care a fost copertă la grup, 94-5, 95-5, 96, 94-5, 95-5, 96, sunt exemplare bune, lucrate, cu note și mai bune și mai rele. 96 jumate, o femelă foarte bună, 11 kg deosebită. Care e peste voi, nu știu exact cum. Care e Marian? Campionul? Da, campionul de 97. Care? Are 15 la cap. Am înțeles. 9200, corpul, 19 în corp. Nu are 15 la cap și urechea al tău, mi se pare că are 14-5. Are 14-5 la culoare, dacă pe mine, 14-5 culoare de bază asta. Se pare că ăsta e campionul la mascul. Cred, așa zic. 19 în corp, 10 în blană, 10 în greutate, 19 în blană. Foarte frumos. 15 cap și urechi. 14-5 culoare, dacă pe mine, 14-5 culoare de bază. Mascul, 96. 94-5, 94-5, 94-5, 96-5, un mascul. 95-5, 96-5, 95-5, 94, 95-5, 96, 94, 94 jumate, 94. 96 jumate, o femelă foarte masivă. 96 jumate, un mascul, un mușel. 95-5, 95-5, 94, 95-5, 96-5, acesta e masculul Marius Dobrescu, mascul foarte frumos, elegant, 94-5, 96-5, de ce știu eu, femeia de-a lui Vlad Palaș. Un băiat pe care îl respect și îl salut. Din ce știu, a obținut un punctaj foarte, foarte bun la o femeie, 97 de puncte și se pare că va ieși campion la femeie. Deocamdată nu s-au pus fișele. Salut, domnul Marius! Salutare. Felicitări pentru rezultate! 95-5, 95, 95. Vreau să vă arăt un mascul foarte frumos de al lui domnul Brugger, 97 de puncte. Mascul frumos. Deci v-am arătat masculul de acolo de 97, încă unul de 97 și o să mai avem
Știu că e Lucy, cu o colecție foarte frumoasă. 96 de puncte, o femelă. Aici un mascul de 95,5. Aici momentan nu s-a afișat, aici trebuie să așteptăm. Iar aici n-am cum să nu remarc un exemplar foarte, foarte frumos de al lui Luciu Nujec, 97 de puncte. Doamne ajută să ia titlul bine meritat. Cum e acolo? Ce faci, mă? Faci filmare? Ești în direct și în reloare. Ah, brev. Ce punctaj ai? Ce înseamnă bine? Bun. Doamne ajută. Bun. Omogenitate. Respect și felicitări. Diferență de un punct. Da. Poate luăm și punct. Îl găsim. Om de voie. 96, 94, 5, 95,5, 94, 5. Mai sunt și cu zgoale, care nu... Ro 5, din ce știu, exemplarele lui Paul. 94, jumate. Aici nu s-a afișat. 96, jumate. La un mascul frumos. 96 de puncte la o femelă. 96 jumate la un mascul, însă e alt rou. Aici nu s-a afișat. Rezultare, 96 de puncte. Nu, 6-5 un mascul, mușel elegant, 96 de puncte, și cam ăștia sunt gri, 94, cam ăștia sunt uriași gri, da, mai sunt aici, nu știu de ce i-a băgat intercalați, 95-5, 96, 95,5, 95,5, 96,5, 95,5, 95,5, 95,5. Mă arăt Negel. Nu are asta. Lea, ți-am stucat filmarea. Nu e nicio problemă. 95,5, am intrat la grifier. Urmează grifier și negri. 95 de puncte. 95, 96, aici avem un mascul. 95, 95, 94, de aici și cu adăpătoare până în capătul celălalt sunt al lui Ionuț, Ignej. 95, 5, aici momentan nu s-a afișat, din ce știu e... E femela? Nu știu dacă e femela. Aici femela pe care a avut-o campioană în Slovacia, 96, iată că peste. 94,5 o femelă. 95. Aici nu s-a afișat. Aici Tudor Voicu, 95,5. 94, 95,5. Și cam atât. Pe partea cealaltă, 94,5, 94,5, 96, 96, la negri. 94, 94,5, 95,
94, ci 95, 5. Șase de puncte, o femelă. Nouăzeci și patru. Cam ăștia sunt, urmează galben. 96 de puncte, o femelă foarte bună pe blană. 95 de puncte, 95,5. 96, 5, o femelă foarte, foarte corectă. Mai rar așa femelă la galben. Cinșila, 96 de puncte. 96, 5 la cinșila. 96, un mascul foarte frumos. 97 de puncte, o femelă foarte bună, corectă, 96, 95, 95, 96, 95, 95, 97, avem aici un mascul foarte bun. 96, 96, 96, 5. Mi se pare că aceștia sunt iepurii lui Alin Calița. E coleg de asociație la noi în Pajura. Felicitări lui. O să mergem cu clipul la capăt, iar după aceea în clipul 2 o să mergem la Pestriț să facem 96, 5, 96, 5, 97, din ce știu, sunt exemplarele lui Alin Mărgău de la Bistrița. Felicitări, o colecție impresionantă și foarte, foarte frumoasă. Deci 97, 2 de 97, 96, 5, 96, 5, 96, 5, wow, 96, 5, extraordinar. Felicitări, Alin, deosebite. 96, 5, 96, 5, foarte bune rezultatele la alb. Foarte, foarte bune. 95, 5, 96, 5, 95, 95, 5. Prieteni, mă bucur că am putut să vă dau clip din expoziția națională. Revenim cu clip la Pestriți. Doamne ajută!